pornești. Bine ați venit aici la Flexi Vlogs. Astăzi o să facem cel mai tare bike meet din Cluj-Napoca, așa-i, domnule da. Leo? Da, 3,50 deocamdată ne-am strâns câțiva. Și acum așteptăm să mai vină încă o persoană și după mergem spre locație. Deci ne vedem acolo. Deci suntem aici la bike meet. Deja ne-am strâns destul de mult. Aici facem live pe TikTok. Destule biciclete. Ceau, bă. Numai bine, voi băieți. Salută vlogul. Poate vă întrebați de ce v-am strâns. Am venit totuși la înmormântarea lui Mihnea. Am zis să-l ierte. Sperăm că se întoarce cât mai repede. Să dea pe bicicletă. Da. Să-i fac un pic de rușine. Da. Cam atâta, voi băieți. Astea-s vorbele. Bă, dar măcar l-a încercat backflip-ul, bă. Da, l-a dat. Nu l-a încercat, că l-a dat. Domnule, e bine, l-a dat. Arată-ne ce bicicletă ai. Zici că ești la grădină. Hai, fă-ne un bike check. Facem bike check? Da. Deja? Da, zici la 25.000. Bă, eu fac pe vlog aici. Nu, no, arată-ne ce bicicletă ai. 2, Fox 36, 150 de mm, DVO J tot 150. Așa. Schimbător NX cu manetă GX, frâne și nașpa. Da. Și cât ai dat pe aia? 3. Ne faci un bike check? Da, da. No, hai, arată-ne ce bestie avem aici. Băi, avem frâne G2 cu cod RS. Așa. Furcă Lyric 180 Ultimate-ul. Shock Coil Super Deluxe Ultimate. Bun. Schimbător Ceramic X1 Carbon. Și bike yoke. Preț, zine preț la bică. Cu 3000. 3000? Stock. Această bicicletă este o bicicletă de ciocănit. Exact. Deci foarte bună pentru ciocan, este de vânzare, un preț foarte acceptabil. Ia, spune-ne prețul. Bă, super ofertă, 7000 de lei să lase de la mine. Și bă, cu ce vine echipat? Ia, spune așa, mare parte. Bă, niște jante de ciocan, Dartmoor, sniper, după 27.5, un după Fox. După nume se vede. Fox 36. Așa, ca și ma. Da, pe spate ce avem? Un Fox pe un coil. Fox. DHX RC4 lejer, coil, frumos, schimbător nou nou Shimano de oră XT, frâne SLX de oră XT, 4 pistoane pe față, 4 pe față, 8, 10, multe. Așa, frumos. Dar de ce n-ai spălat-o? Ia spune-ne. Bă, se vine așa cu bicicleta murdară la bike meet. Bă, să ridica scump la spălători acum. Era cod, așa-i? Era și spune-ne mare. Un preț, cât ai dat pe ea? Pe ea am dat 7.000. Deci, lejer. Plus investițiile mele, mai mult. Și investiția morală, ia zi. Investiția morală cea mai mult. Lejer. Păi un șoc de ăsta obosit, ca nu mai merge. Da. O furcă merge brici când vrea. Un butuc de ăsta sună tare de numă nouă. Frumos, ce schimbător, de ore? De ore Shadow Plus. Schimbă când vrea, e da. Pretențios. Și niște lumini de astea de la... Ce frâne? Niște frâne de ore în 4 pistoane obosite. Nu prea mai merg, Dar cam jigoasă, bă, de ce n-ai spălat-o? Ia. E noroi în pădure, n-avem ce să face. Scumpă și spălat. Și zine un preț de listă. 9-11.500. Lejer. Cicletele valează 29.000 de euro. Se vede. Pentru cei mai mari. Și deocamdată mai trebuie să vină lumea, așa? Da, sunt numai 20. Deci, momentan, din ce vedeți aici, 29.000 de euro. Bă. Salut. Fă-ne un bike check, Avem aici un Koba Trail din 2021. Așa, șoc. Fox Road de pe X2. Bun. Furcă. Furcă 36 ca și mă lasă în capacul, te rog frumos. Așa. Koba. Frâne. XT-uri în 4 pistoane. Îmi plac foarte mult, n-am avut niciodată probleme cu ele. Sunt foarte fiabile, foarte rezistente. Da. Și zine un preț de listă la bicicletă. De nouă e vreo 9.000 de euro, dar... Dar? Nu este originală. Jantele sunt de carbon și transmisia electronică. Ia un schimbător NX. Da, la... Casetina aia colorată frumos. Așa. Place foarte mult. Aici ce avem? Aici am un manșon foarte frumos și foarte fiabil și acesta. Așa. Salut, Flexule! Da. Eu sunt aici, uite, cu trail dog-ul. Acolo trail dog-ul. Direct pe blog. Hai, fă-ne bike. Aici, bike check. Bă, nu dai mâna cu mine. Hai, fă niște un bike check. Aici avem bike-ul. Că a venit cu canyonul. Avem canyonul aici. Așa. Canyon Torque, CFA2. Așa. Dog 21.
Zine șocul. Ok. De pe X2-ul. Așa, furca. 180 cursa, bun, 170 furca. Pe spate, 180 pe față. Furca Fox 38. Bun, da, da. Frâne X3-ul în 4 castane. Elite Grip 2. Elite Grip 2. Da, da. Bun, bun. Frâne X, X3-ul. Așa. Gens DT Swiss. Gens, da, DT Swiss. Să vedem schimbătorul. Schimbător XT. Clutch. Zine un preț de listă. Acum că sunt vechit, are 2 ani bicicleta. În jur de 3-4 mii de euro. Zine prețul de nou, cu cât ai luat-o. Prețul de nou 5 mii. Bun, ștoc. Te pun un bike check. Bună ziua. Ai făcut un bike check? Avem un... E un Stripe. Stai că-l filmez de aici. Așa. Jack de țoagnă. Avem un RockShox Spike. Un Monarcher Plus. Bun. Frâne SLX-uri. Lejer. Dropă Reverb, nu vă luați. Ce părere ai de Reverb? Reverb? Așa. Avem... Schimbă? Un schimbător avem XT cu șoricel. Ce îngăduri trebuie? Lanțul se mai mișcă, mai face și el genoflexiuni. Avem shapeshifter, chestie șmecheră. Perfect, zine un preț de listă, cu cât a fost? Cât ai luat? Cu cât, cât ai dat? Cât ai dat pe aia? Bă, 6800. Lejer, de euro, lei? Casă, lei. Lei, lei. Casă. Hai, arată, arată-ne. Cu ce bolid ai venit? Ok, da, fii. Ia. La spune, mișto sau serios? La... Serios, zine șocul. Serios, fii atent. Șocul în DPX2. Așa, furcă 3.6. Așa, frâne. Frâne mai bine nu le aveam. Așa. Top cap ăsta custom. Dar ce bicicletă e că nu ne-ai spus? IT Gypsy. Bun, un XO, da. Frumos. Și aici XO. Jante de carbon. Da. Cam jegoasă. Ce dropper, ce dropper? Kashima. Și zine preț, cu cât ai luat-o? Bă, îți zic sincer, 1500 de lei. Bă, zine serios. 12.000. De lei sau euro? De forinți. De forinți. E ok, Bita, ai 12.000 de lei. Aici cu Oliver de Cluj. Salut, bă. Fă-ne, fă-ne un bike check. Deci avem un Fox 34, așa, un pic obosit. Da, șoc. Avem un DPS și ăla foarte obosit. Bun. Trebuie să meargă la revizie. Cauciuc schimbat pe față, că a explodat tubeless-ul acelalalt. Continental, frumos. Frâne? Spate, ce frâne? Slam G2. Bun. Decente. Și schimbătorul? NX, ăla nu se zice. Dar de ce n-ai venit cu cube-ul? Am fost ieri cu el și nespălat. Și asta, și asta e nespălat, uite. Dar nu e chiar așa nespălat. Bun. Dor, ai mai apărut în vlogurile noastre. Spune, ce bicicletă ai? Giant Fate 1. Ceva OG. Deci avem furca asta care costă la licitație, cred că acum 10.000 de lei, cred că se vede cât capra ta, bun. Avem dropper manual. Shock. Marzocchi Rocorâ. Marzocchi. Frâne, avid. Avid, uitați aici, vopsit. O, bă, primează aici. Vopsit, frumos. Vopsit. Așa. Așa. Ce schimbător? SRAM X5, tot de la licitație l-am luat. Și asta e o bicicletă vintage. Da. Bă, cine vrea, ai Polix la 11.000 de lei. Na, că 11.000 de lei, 4.500, Ivanghel. Tu cât ai dat pe ea? 12.000 de lei. De ce minți? De ce ne minți? Nu știu. Bine. Uitați și câinele. Băi, ești nebun. Ai de capul meu. Ce mișto. Cel mai tare trenuleț. Am venit aici pe Cetățuie. Frumos. Toate ești toți bolizii. Frumos. Aici scările. Am ajuns la suma rotundă de 50.000 toate bițele de aici. Frumos. O, salut domnule Acos. O, cu dărtul, frumos. Acos, ia spune, cine ești tu? Ce ai făcut azi vară? Eu sunt Farca Șaco și azi vară, adică anul trecut vară am câștigat Cupa Națională la DH. Și mă dau pe dirt. Ai rupt gura mie, ia fă-ne un bike check. Bike check. Ce dirt avem aici? Avem un dirt comensal absolut din 2021. Așa. Mărime el. Ce furcă? Furcă Bike DJ Ultimate. Da. Componente Spank și cea important, cu bank-uri de BMX, tati.
frumos. Facem grani. Ce frână? Avem o frână care nu prinde. A.k.a. SRAM, nu vă luați SRAM, copii. Ia. Nu e ok. Și cât ai dat pe ea? Ia spune. E cadou de la părinți. Cadou de cel la mai părinți. Frumos. Deci cadou. E priceless. E priceless. Perfect. Aici domnul extraterestru. Musca. Aici copilotul. Avem copilot. Copilotul. Ia, ia. Faci niște cade de la blană. Ia, arată-ne ce se vede pe filmare. Momentan, survolăm. Păi cum adică? Frumos. Stai, stai. Am ceva sub mine. No, no. Era să mor din nou. Nu ăla de acolo. Că toată nu vă hai să aici. Ia zi încă o dată. Ce? Ia zi încă o dată. Se simte mișto ăsta. Bă, Petru-i ăla. Care pasă la Petru? Rocky, Rocky Rider. Maestrul. Update aici pe cetățuie, o zi după meet. Da. Că, ia spune Leo, ce am uitat să facem? Outro. Exact, suntem aici la locul unde a fost cel mai tare bike meet. Da. Unul dintre spoturi cu Capra. Și aici cu dropul ăsta foarte șmecheros. Nu știu cât de abrupt se vede pe GoPro, dar e ștoc. Frumos. Și nu uitați că dacă mai vreți să facem bike meet-uri sau tot felul de nebunii, să dați subscribe, like, follow aici pe Instagram. Stai să vă arăt așa frumos. Aici, da, follow pe Instagram, da, da. Dacă vreți să fiți anunțați când fac bike meet și noi ne vedem în următorul clip. Ciao.